doctorul Mihail este la Arad, dar asta nu le ține departe de fanii care îl așteaptă în fiecare joi aici la emisiune. Suntem în direct cu prietenul nostru, doctorul Mihail. Salut, doctore! Ioi, ceau! No, ceau! Ce faci, doctore? Cum merge treaba la Arad? Uite, eu nu mis la București, eu mis la Arad. M-am pus aici separat ca să vorbesc cu voi. Da? Nu mai este așa soare pe cer. Aha. Și cum să fie? E ok. Asistentele drăguțe la Arad, doctore? Cum? Asistentele drăguțe la Arad? Drăguțe. Dar te aștept pe aici. Să ne cunoaște. Am înțeles. Oricum vreau să fac niște analize, deci pot să vin la Arad, da? Așteptăm. Doctore, vreau să vorbim despre două subiecte. Unu, copiii care trebuie să poarte mască la școală și din ce în ce mai mulți părinți sunt nedumeriți dacă trebuie să schimbe masca asta o dată la 2-3 ore. Copiii, la fel, spun că masca aia ținută 8 ore începe să miroase urât, se umezește și le e foarte greu cu ea, adică să o țină pe toată durata orelor. Din punct de vedere medical, trebuie schimbată masca asta mai des? Cum e? E periculoasă faptul că o țin zilnic? Aici depinde, că e prima dată când ne întâlnim cu această situație în care copiii trebuie să poarte mască. Până acum avem experiența cu medicii care poartă mască în sistemul sanitar. De aici pot să spun că un medic care poartă o mască și 8-9 ore în sală, de exemplu, eu am participat la operații care au durat până la 12 ore. N-a fost nevoie să-mi schimb masca. Copiii însă au un alt comportament. Copiii pot, să zic, doar să izbunească într-un râs, să țipe, să chiuie și atunci, în mod cert, o să expectoreze mai multă salivă în acea mască și bănuiesc că, da, clasele țin cât țin, 5-6 ore. Eu cred că ar fi ok ca copiii să schimbe măcar o dată masca și mă gândeam și la costuri, inclusiv pentru părinți, inclusiv pentru școală. Costul unei măști se apropie undeva la 40 de bani în momentul de față. Și costul ăsta scade progresiv, de la un cost de 3,5 lei, cum a fost la început de pandemie, acum e aproape de 10 ori mai ieftin. Măștile, înainte să înceapă pandemia, la spital, spitalul le-a achiziționat cu 9 bani. Adică o să ajungem la un cost probabil de câțiva lei pe săptămână pentru a avea măști chirurgicale, să zic, igienice și curate. Acum, hai să vorbim despre tipurile de mască. Există, pe scurt, foarte pe scurt, există aceste respiratoare care, după părerea mea, nu trebuie folosite în școli. Da? Aceste respiratoare respir mai greu prin ele, într-adevăr, te protejează, se oferă maximă protecție, dar respir greu în ele, ele stau lipite de față și ele trebuie păstrate pentru medii, să zic, toxice sau medii în care există clar o infecție. Există aceste măști chirurgicale. Da? Masca chirurgicală nu te protejează pe tine, dar dacă purtăm toți această mască chirurgicală, noi, practic, cel care o poartă îi protejează pe ceilalți, pentru că măștile chirurgicale sunt impermeabile și dacă un copil țipă, tușește, strănută, practic picăturile mari, pe care pe ele vrem să le ferim de restul oamenilor, o să rămână în această mască. Și există măști textile. Aceste măști textile îți oferă, într-adevăr, o protecție, dar nu este aceeași protecție pe care oferă aceste măști. Dar măștile textile pot fi adaptate, practic, pe fața copilului, pot fi făcute în așa fel încât aceste elastice să nu te strângă la urechi și sunt mai ușor de purtat, sunt mai ușor de suportat pe față. Și în medicină există un concept care se cheamă aderență la tratament. Degeaba evaluezi sau când evaluezi un sistem de siguranță sau un tratament, el poate să fie, să zic, cel mai sigur pe hârtie și în teorie, dar în practică să-ți dai seama că el nu funcționează. Pentru că dacă este greu să-l implementezi, dacă e greu să-l urmezi, omul de regulă nu o să îl respecte. Atunci trebuie, nu sunt eu în măsură să fac asta, dar probabil că Institutul Național de Sănătate Publică sau ISP-urile sau Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Educației, ar trebui să decidă care e cea mai bună metodă pentru toată lumea, astfel încât copiii să poată rezista cele 6 ore cu o mască care să fie comod de purtat și care să-i protejeze pe toți. Mai ales că acele măști chirurgicale care spuneai că sunt foarte bune, doctore, pentru copii nu există așa mici, pentru copii de clasa 1, de exemplu. Exact, nu există, dar cred că le poți adapta. În momentul în care le, practic, le întinzi pe masă, pe față, poți să scurtezi acest
elastic, să-l înnoți, probabil, să faci un nod în așa fel încât masca aceasta să stea pe fața copiilor. Uite, un alt subiect la care mă gândeam, școala. Da? Ce este școala? Că școala nu trebuie să fie neapărat o obligație, ceva unde te duci să bifezi că ai făcut religie, istorie, matematică, algoritmi, limba română. Școala trebuie să ne învețe. Okay? Și în ce context începem noi acum școala? Începem școala în plină pandemie. Pandemia o poți compara cu un război, pentru că impactul pe care îl are pandemia este asemănător cu un război. Impactul social, pentru că mor oameni, la fel ca într-un război, impactul economic, da, pentru că suntem toți afectați economic, sunt copii a căror părinți își pierd locul de muncă, sunt oameni care încep să o ducă din ce în ce mai greu și o duc acum din ce în ce mai greu din vedere economic. Mă gândesc, oare școala nu ar trebui să ne învețe asta inclusiv? Pentru că atunci când avem impuse niște reguli pe care nu le înțelegem, neînțelegerea regulilor devine cel mai mare impediment în a urma acele reguli. Regulile sunt făcute pentru a ne proteja pe toți și dacă reușim cu toții să înțelegem de ce purtăm mască, când trebuie să o purtăm, atunci aderența la acest comportament ar fi mult mai bună. Și atunci, uite, chiar înainte să intrăm în emisie, mă gândeam că probabil că datoria noastră ca medici, cel puțin cei care dorim să facem asta, ar putea fi inclusiv în a, nu știu, implementa în școli niște cursuri la care noi să mergem și să-i convingem pe copii să le explicăm ce e aia pandemia, ce e acel virus și de ce ei trebuie să poarte mască ca să se protejeze ei între ei. Uite, eu sunt dispus, Cătălin, dacă există școli din București care vor să mă contacteze și care vor să mă cheme la mici cursuri de 10-15 minute în care eu să le explic copiilor de ce e important să poarte acea mască, eu sunt dispus să merg. Deci, oameni buni, puteți să-l căutați pe doctorul Mihail pe Instagram, pe Facebook, puteți să-i dați mesaje, Mihail Pautov. Asta a fost primul subiect, iar al doilea subiect, doctore, este cu această dietă de 16 ore, acest post intermitent. Uite, Plantă, de exemplu, s-a apucat și el de curând de treaba asta, să ai o pauză calorică de 16 ore, adică ai ultima masă la 6, iar apoi ai 16 ore până la următoarea masă și se spune că acest lucru te ajută să scapi de celulele cu probleme din organism. Exact. Aceasta mai degrabă nu este o dietă, ci este un ritm alimentar. Este un ritm alimentar pe care noi l-am folosit ca oameni timp de sute de mii de ani și are la bază modelul omului primitiv. Pentru că acum, nu știu, 100 de mii de ani, plantă n-ar fi avut frigider, n-ar fi avut alimentară, n-ar fi avut serviciu de livrare, mâncare, ok? Cu siguranță, dar ar fi avut bere plantă. În mod cert, dar berea aia la un moment dat s-ar fi terminat și ar trebui să aștepte sezonul ca să-și facă altă bere. Ideea este că pe vremurile acelea oamenii nu aveau rezerve de mâncare și atunci corpul a trebuit să se adapteze în așa fel încât atunci când tu nu ai mâncare, tot ce înseamnă rezidu, tot ce înseamnă bacterii, virusuri, tot ce înseamnă celule deteriorate care mor, corpul nu le arunca, ci le reasimila, le desfăcea înapoi nutrienți și le mânca înapoi. Deci e bine această pauză calorică de 16 ore, e bună? Este foarte bună, pe lângă faptul că te ajută să slăbești, este și foarte sănătoasă. Pentru că este, dacă vrei să spunem, eu nu cred în diete detox, dar cred că acesta este cel mai bun, de fapt, sistem de a-ți detoxifia organismul, pentru că exact asta se întâmplă și se cheamă autofagie, adică corpul începe să mănânce din propriile sale elemente și începe cu cele mai toxice, cele mai proaste, cele care trebuie aruncate, practic. De câte ori trebuie să faci pauza asta calorică, doctore, pe lună? Pauza calorică începe la, să zic, pauza alimentară. Pauza alimentară începe practic de la 12 ore în care nu mănânci, inclusiv noaptea. Cu cât mergi mai mult și eu recomand o pauză calorică de 16 ore, cu atât este mai bine. Dar de câte ori practic, pe lună? Nu. Recomandarea este să o faci cât de des poți. Dacă poți să mănânci toată viața ta în așa fel încât să ai un interval de 8 ore în care îți iei mesele, și 16 ore în care nu consum decât lichide care nu sunt calorice, asta e practic cea mai bună variantă.
Deci, oameni buni, v-am dat un sfat extrem de prețios pentru sănătate. Această pauză calorică, de cât de multe ori puteți o ține, țineți-o 16 ore să fie între ultima masă și următoarea masă, vă ajută să fiți mult mai sănătoși. Și asta o spune prietenul nostru, doctorul Mihail, care acum e la Arad. Doctore, ne-ai dor de tine, abia te așteptăm în București și aici în studio. Ne vedem joi! Ne vedem joi, te așteptăm. Acum, dacă te lasă asistentele de acolo să pleci. Auzi, ți-a plăcut cum am condus? Da, ai fost bun, bun de tot, am văzut ieri. Băi, dar... Ai fost eu bun. Mi-a zis Nicolina că o să-mi schimbați vocea. Da. Eu credeam că o să-mi faceți vocea mai groasă, mai bărbătească, mai șmecheră, să se audă, o să conducem. Dar era o voce pe țigată, era zis, băgam în picioare! Să cred. Da, ai condus bine, doctore, și ești pe primul loc din doi participanți. Da, am văzut. Da, dar abia aștept să văd cine mai participă. Da, a fost bun și să știi că te-au recunoscut câțiva oameni, mai exact telespectatoarele te-au recunoscut după ochi. Eu să fiu sincer, nu mi-am dat seama până la final. Ok. Dar abia aștept să-i văd pe toți cei care se vor plasa sub mine. Perfect. Ai vrea să câștigi, doctore? Da, chiar îmi doresc. Oricum ești pe primul loc din doi. Vedem ce se mai întâmplă. Îți mulțumim mult de tot, ai baftă acolo și serviciu ușor la rat, pentru că presupun că ești cu munca și cu treaba. Da, mulțumesc mult! Numai bine, doctor Mihail, căutați-l, oameni buni, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Ați aflat dacă școlile vor să-l cheme pe doctor pentru câteva cursuri despre mască și despre ce înseamnă această perioadă pe care o traversăm. Doctorul Mihail, cu mare drag, merge. Știți unde să-l căutați sau ne trimiteți nou un mesaj, oricum putem să dăm de el și puteți să dați de el.